Dacă anul trecut aproape jumătate dintre români sperau la o viață mai bună, întrebați la începutul acestui an, puțini își mai manifestă acest optimism. Doar 34% dintre români cred că o viață mai bună îi așteaptă în 2024, potrivit celui mai recent studiu. În schimb, în 2023, procentul era de 48%. Aproape o treime dintre români cred că anul 2024 va fi mai bun pentru România decât anul 2023. Aproape un sfert sunt de părere că va fi la fel ca și în acest an, iar 43% sunt pesimiști și cred că va fi mai rău. Mai optimiști sunt respondenții cu nivel redus de educație, dar și tinerii, vârstnicii sunt respondenți din mediul rural. În același studiu aflăm și planurile românilor pentru noul an. 34% vor să călătorească mai mult, 32% să petreacă mai mult timp cu familia, iar 27% să mănânce mai sănătos. Românii sunt cei mai pesimiști atunci când vine vorba despre reducerea nivelului de corupție. 64% nu cred că acest lucru e posibil în următoarele 12 luni. Peste jumătate dintre cetățeni nu cred că inflația va scădea și nici că situația economică a țării va fi mai bună. Când vine vorba de carieră, 4 din 10 români vor să schimbe locul de muncă. De altfel, așteptările românilor cu privire la nivelul propriu de trai în 2024 sunt concordante cu așteptările pe care le au pentru țară, în timp ce o treime cred că anul viitor va trăi mai bine decât în acest an. Proporție similară dintre intervievați cred că 2024 va fi la fel ca anul trecut, iar 31% speră că vor trăi mai bine decât în 2023. În timp ce optimiștii se regăsesc în proporții mai crescute decât media în rândul tinerilor, pesimiștii sunt mai mulți în rândul bărbaților și a respondenților cu vârste între 36 și 65 de ani.